V-am regăsit oameni buni. Salut, dragi prieteni ai limbii uh, române. Mă bucur să vă am, Musafir, la o nouă emisiune: Învață românește. Ne ocupăm și astăzi, ca de obicei, de greșelile din presa centrală. Mai întâi, însă, <coughs> vreau să vă spun ceva. De o bună bucată de vreme, presa pe internet este, să spunem, contaminată cu o mulțime de știri false. Există site-uri, jurnaliști, ziare pe net, specializate în a dezinforma, în a transmite știri false. Eu vreau să vă dau niște nume, și dacă dumneavoastră le veți reține. Mă bucur, o să fie foarte bine. Iată câteva uh, jurnale pe net care manipulează prea sfărăitor ca să nu vă spun. Cocoon.ro. Efemeride.ro. Naționaliști.ro. Fluierul.ro. Gândește .org acest gândește org a început-o bine acum câțiva ani, dar probabil din lipsă de fonduri a trecut la manipulare. Infoalert.ro Reporter online net Comisarul.ro Este cel care vine cu știri despre Daci, cu tunele pe sub Marea Neagră, cu castele de sub Carpați și cu alte tâmpenii de genul acesta. StiriExterne.ro În majoritate aceste site-uri au fost controlate de un magnat al presei care acum are probleme cu justiția. Sunt foarte active împotriva opoziției actuale. Ei, asta este situația. De obicei, într-o țară normală opoziția este susținută de presă. Dar să ne ducem noi la presă și să-l cităm pe domnul Mălin Bot, un jurnalist cu state vechi, un jurnalist renumit, foarte citit, la modă. Dacă dispariția inculpatului Ghiță nu a fost aranjată chiar de grupul din SRI care l-a creat și susținut, puncte puncte, că nu ne interesează conținutul aici, că destul bat din gură la emisiunea de politică, nu mai fac politică și aici. Deci, verbul a crea, creat la participiu, are un singur E. Domnia sa îl pune deci la perfectul compus, a creat și scrie cu doi de E. Ori cu doi de E se scrie doar la singular. Creez. Deci, să-l măresc un pic, să-i măresc bucla. Creez, creez, creează cu două idei. Putem face analogie cu verbul a lucra, sesizăm uh, partea finală, o izolăm de restul contextului și o punem la radicalul cre. Și veți vedea că, iată, eu lucrez, am ez, da? Creez. Tu lucrezi, deci am ez partea finală, dar aici am cre. Deci se adună 2 de e. Și făcând calculele așa, nu mai greșiți niciodată, dragi copii, așa cum greșește, iată, marele jurnalist Mălin Bot. Acum, partea care mă intrigă pe mine este următoarea. Dacă a scris cu 2 de e aici, calculatorul i-a sesizat greșeala, căci calculatorul are un corector, acolo are un dicționar. Ei, al meu de acasă are un dicționar de peste un giga, dar asta e altă poveste, că lucrez cu cuvintele, nu? Dar oricum, un minim dicționar de forme corecte are orice dicționar. Și i-a roșit domnului Mălin Bot cu roșu. i a subliniat cu roșu, că nu este forma cu 2 de E în dicționar. Dar evident că domnia sa ori n-a avut timp, ori uh, ne-a trecut la și alții pe noi, pe cititori, ne dându-le uh, atenția cuvenită și respectul. Mergem mai departe la un alt foarte, foarte mare jurnalist care se numește Bogdan Chiriac și pe care îl vedeți seară de seară uh, Militând, bineînțeles, de partea unei formațiuni politice, căci jurnaliștii independenți în ziua de astăzi constituie o noțiune inexistentă. Da, inexistentă și o noțiune muritoare de foame. Motiv pentru care aproape fiecare jurnalist, nu, s-a înrolat de partea unui partid și toacă de dimineață până seara în presa scrisă sau în presa orală la televizor mai ales. Și mai ales cum alegerile se câștigă la televizor, asta e. Mergem la Bogdan Chiriac. Dacă România, cum o știm astăzi, va apuca să serbeze centenarul Marii Uniri la 21 decembrie 2018, și mă opresc căci nu mai pot continua. Și nu mai pot continua, de ce? Pentru că, iată că Centenarul Marii Uniri nu este la 21 decembrie 2018, oameni buni. La 21 decembrie aniversăm începutul Revoluției în București, da? Și pe 22 aniversăm sfârșitul Revoluției. Din București, nu pe 22 decembrie, când a fugit dictatorul, și nici de cum nu uh, sărbătorim uh, centenarul Marii Uniri, pe care îl sărbătorim la 1 decembrie 2018. Deci atunci se vor împlini cei 100 de ani. De la 1 decembrie 1918. Deci, ce să vă mai spun acum? Miroase a bătaie de joc, că nu o dă nicio atenție. Dar vreau să vă spun un, un mic secret. Înainte de Revoluție, jurnalistul care făcea o asemenea eroare își lua adio de la post. Cu toată sinceritatea vă spun. <coughs> ori nu și primea salarul, ori era dat afară, deci era o chestiune de o rușine colosală, da? Ei, astăzi nici nu contează, că cea a doua zi seara din nou l-am văzut pe domnul Chiriac la televizor, așa că treburile sunt bune în continuare, da? Bun. Citez o altă celebritate din presă, pe contele de Saint-Germain. Sigur, este vorba de un jurnalist care nu îndrăznește să publice decât sub pseudonim. Sigur, cam toată lumea știe despre cine este vorba, nu îmi propun să devoalez această informație, asta e o altă poveste, dar îl citez deci pe contele de Saint-Germain. Iohannis l-a invitat în cursul uneia dintre zilele acestei săptămâni într-un loc altul decât Palatul Cotroceni. Deci, ca să vedeți, într-un loc altul decât Palatul Cotroceni. Ce exprimare e asta? Ce limbă română e asta? Nu-mi dau seama. <coughs> M-am uitat să văd dacă nu cumva în franceză, în italiană, în engleză, în germană, în spaniolă. E posibilă o asemenea expresie. Deci, o asemenea aglutinare de cuvinte într-o ă, expresie, și nu am găsit nici acolo, ca să zic eu, că domnul ăsta care e Conte de Saint-Germain o fi, domnule, vorbitor de limbă franceză, nu? Sau de limbă engleză, nu? Și atunci îi vine greu să se aplece, nu? La săraca noastră limbă românească și pune și el cuvintele acolo, cum îi vine lui în gură, cum îi vin cuvintele în gură, nu? Și după modelul, după structura unei limbi străine. Nu e adevărat, o greșeală ordinară, da? Deci, corect ar fi fost acolo într-un alt loc decât Palatul Cotroceni. Simplu, dar evident că îi cerem prea mult contelui de Saint-Germain să se coboare la înălțimea la, sau mai puțin înălțimea uh, cititorilor uh, săi. Îmi pare foarte rău că sunt uh, răutăcios astăzi, dar uh, de multe ori, știți, cuțitul ajunge la os și atunci e bine să le mai dăm și peste nas puțin celor care se încred mari scule ale jurnalisticii românești cu pseudonime, cu nu știu ce toată lumea își scrie, își pune numele acolo ca să răspundă pentru ceea ce scrie, nu? Că în fond atunci când semnezi un articol îți asumi conținutul acestuia. Ei bine, Contele de Saint-Germain nu și la suma, așa că poate să arunce cu minciuni în populație cât dorește domnia sa. Da, nu uitați, oameni buni, greșeli, controverse, sugestii pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor, pa, dragi copii!